Este nelipsit din meniul zilnic al celor mai mulți oameni, considerat un adevărat răsfăț pentru papilele gustative, dar pe care ar trebui de fapt să le evităm. Asta spune unul dintre cei mai renumiți și apreciați medici de la noi din țară. Acesta a dezvăluit care este alimentul adorat de români, care este nociv pentru creierul nostru. Un produs consumat la scară largă, nelipsit din cele mai multe preparate și chiar din băuturi, este de fapt un mare inamic al sistemului nervos. Invitat la Antena 3, profesorul Dr. Vlad Ciura, unul dintre cei mai cunoscuți. Medici de la noi din țară au vorbit despre acest pericol ce nu lipsește din meniul zilnic al celor mai mulți români, zahărul. Specialistul a făcut și alte recomandări. Acesta a punctat că nu trebuie să sărim niciodată peste micul dejun. Cu toate acestea, prima masă a zilei nu ar trebui savurată chiar imediat după ce ne trezim. Medicul a explicat că organismul trebuie întâi pregătit. Putem face asta prin consumul de lichide, mișcare și, nu în ultimul rând, gândire. Nu ar trebui să mâncăm imediat după ce ne trezim. Treptat, pregătim organismul cu mișcare, pregătim organismul cu gândire, pregătim organismul cu lichide. După aceea urmează acest mic dejun, care nu trebuie să fie greu, trebuie să fie un mic dejun ușor. Pentru că această plăcere din oglindă se reflectă asupra structurii noastre mentale, să ne placă ce vedem și apoi, în mod relaxat, să ne deplasăm spre ceea ce numim serviciu. Mă gândesc ce am eu de făcut și să mă contractivez pentru elementele esențiale cu cele două perioade de activitate cerebrală între 10 și 12 și 16 și 18 minute. Și atunci mă concentrez pe acestea, a explicat profesorul universitar Dr. Vlad Ciurea relatează playtech.ro.